Vă salut băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi începem seria pe acest canal de... Cum se cheamă asta? Bătălia cluburilor. Bătălia cluburilor, un fel de bătălia carierelor ale lui Teo și Sinner. I-am ciordit acolo un pic conceptul, nu contează, sunt aici cu Iman. Vă salut! Și o să facem de această dată o bătălie între Manchester United și Liverpool. După cum știți, a fost acel mare derby în care Liverpool a câștigat cu 7-0, i-a distrus total pe cei de la Manchester United. Astăzi, și acum la fel o să fie? Să sperăm că nu, pentru că eu am aici Manchester United și Iman are Liverpool și vom face câte 3 transferuri la fiecare echipă. Eu voi face 3 transferuri, Iman 3 transferuri. Și aceste transferuri sunt făcute fiecare după un criteriu, anume, primul transfer nu are voie să depășească 100 de milioane de euro, al doilea transfer nu are voie să depășească 200 de milioane de euro și al treilea nu are voie să depășească 300 de milioane de euro. Dar asta nu înseamnă că avem un buget minim pe care trebuie să-l cheltuim. Adică, da, de exemplu, să zicem că am ajuns la ultimul jucător că trebuie să fie maxim de 300 de milioane de euro. Eu pot să iau și unul de 30, că nu se supără nimeni. Și așa e un pic mai luat de rută. În plus, după ce am făcut transferurile amândoi, avem dreptul să dăm release unui jucător din echipa celuilalt, unui transfer. Acolo e nebunia. Așa, și trebuie să ghicim, avem voie de 3 ori să ghicim liga, apoi de 2 ori să ghicim la ce club joacă din acea ligă și ultima ghicire e direct să dăm jucătorul care credem că a fost transferat de către adversar. Amândouă echipele sunt băgate în Champions League, în Premier League, în FA Cup și în Carabao Cup, iar pentru fiecare trofeu câștigat sau atunci când, de exemplu, nu câștigă niciuna trofeul, dar, să zicem, eu ajung în semifinale și Iman pierde în grupe, eu primesc câte un... Ești punct, într-un fel. Da, primesc câte un punct pentru fiecare competiție. Champions League-ul are cele mai multe puncte și anume 3, Liga are 2 și restul cupelor are câte 1. E perfect cum am zis, nu? Da, da. Și mai avem la dispoziție 10 minute pentru toate transferurile. Avem 10 minute pentru transferuri, adică le facem pe repezeală, știți voi. Bă, dar mi se pare cam mult totuși 10 minute. Nu vrei să dăm... Bă, tași că eu la mine totuși 9 minute. Bine, bine. 10 minute rămân. Eu am mâna făcută de la reconstrucțiile alea. Nu uitați, băieți, că dacă vreți să vedeți prima parte a acestui experiment, aveți link de la clipul lui Iman, unde am făcut bătălia între Real Madrid și Barcelona, El Clasico veritabil, și să vedeți cine a câștigat acolo. A fost nebunie. A fost o întreagă nebunie, transferuri colosale. Da, ești pregătit, boss? Să pui acolo ceasul pe la cronometru. Eu n-am telefonul lângă mine. Pui tu? Hai că pune tot ce. Pune tu că chiar n-am. Imediat, stai așa. La clipul lui Iman ne-am dat mut pe Discord și am vorbit noi, dar de data asta o să lăsăm să ne auzim. Da, am zis că a fost o mică greșeluță, într-un fel că o să fie mai greu la edit. Da, așa e mai ok și vedeți și voi, gen mai proaspăt, așa, mai raw, cum se zice, mai, na, fără tăieturi prea multe. Da. Deci când ai drumul, realist, faci și tu un 5, 4, 3. Hai, cam aici asta. Hai, o luăm. 5, 4, 3... 2, 1, i-am dat, țac. Au început deja emoțiile. Stai că trebuie să mă uit o dată la echipă să văd pe cine trebuie să iau. Ce am eu pe aici? Știu ce eu. Te rup. Și eu am în minte pe cineva, că la lumea rău de tot. Ia să vedem. Deci acum fii antenă, că nu trebuie să depășească 100 de milioane primul transfer. Da. Deci, nu. Ia mă, ce mai e pe aici, ce mai pot eu să iau? Ce are nevoie Liverpool? Aha. Sper să mă încadrez cu băiețelul ăsta. Așa, băieți, hai să-l aduc pe băiatul ăsta. Ia să încercăm și... Puternic rău de tot, să-i dau... Mamă, dacă luăm și pe ăsta, sunt zeu. Eu sunt la... Ești la al doilea transfer deja? Nu, eu gen căutai pe toți trei înainte, știi, și după... Eu nu sunt așa de organizat, i-am dat primul venit, primul servit. Și am dat, deci, i-am dat fix 100, fix cât... Gen, ca asta să nu mă e... Mamă... Nu știu cum să fac. Ăsta e până într-o 100 și ăsta ar fi până într-o 200, una din două. Hai. Acceptăm. Hai, încercăm cu ăsta prima dată. Olio...
Eu gata, am făcut primul transfer, primul venit, că primul serviciu. A? Că zic că terminaș iar de tot. Ai crezut că am terminat din nou de tot? A, nu. Da, nu, da. Mamă, mi-a dat nota 4 pentru negociere slabă. Vezi, Doamne. Da? Vezi, Doamne, mă. Acum 200 de milioane. Hai să ne gândim un pic. Hai. Băieți, avem 100, 200 și 300, da? Da. Facem aici o mutare bombă rău de tot. Colosală. Transfer bombă, nu știi cum pune ăla, deadly. Da, am văzut. Oh. Bine, multă lume pune așa. Da, el era cunoscut pentru asta. Bam, deci eu am dat la bani pe jucătorii ăștia. Cum ar fi să mă dea afară după transferurile astea, la cât de mulți bani am dat pe ele? Că totuși deja fac ăsta și mă duc în ultimul transfer. Sper să fie de ajuns să te nenorocesc. Ho. Ia uite ce frumos îl prezint aici. Mă, dacă îmi dă F la transferul ăsta, mă supăr. Ce, tu nu dai skip la prezentările alea? Ba da. A, credeam că stai și te uiți cum îi pune tricoul pe el. Ce? Nu, păi cineva pierdeam timp. Da, uite, am luat 4 și la... O grămadă. Am luat 4 și la doilea transfer. F. Și acum... Eu rai ce? Așa, a făcut și eu primul transfer. Hai să încercăm și la ăsta. Am ajuns la 300 de milioane. Până într-o sută? Nu, pe ce facem aici? Păi veți pe schimb voi. Ia uite, bă, ce prăjele au. Bine, mă acceptăm. Mi s-a făcut un pic sete. Uite, a bine cam aici este suc, ia o gură. Ia, dă și mie. Gata, am băut și eu de la timp. Bă, eu am terminat cu transferurile. Acum eu îl fac pe al doilea și mai am încă unul. Eu sper să fie îndeajuns de bune și de... Na, de... Fără să-ți dai seama, adică le-am gândit un pic, nu le-am făcut chiar așa. Ai gândit bine azi. Da, adică mai știi pe mine, cu creierul acolo, la mamă, pe combinații. Bă, și eu le gândi așa, știi, acum sperăm să... Să nu mă prind. Nu-ți dai seama. Da. Aia e chestia. Da, acum mă uit la echipă, parcă nu le-am gândit chiar atât de bine. Ce să și faci? Aia e, ce o fi până la urmă, nu? Le dau și development plan. Am făcut așa și data trecută. Sper să mă ajute. Bă, tu faci cu scheme. Uite, ți-am dat pontul, nu știai. Bă, știam de treaba asta, dacă nu mă gândisem după. Fuck, trebuie să tac din gură. Harry Maguire, regele lor. Mă sperie că zic că îl transferă și pe ăla. Bă, la ei știi, după aia realizasem. Da, vezi că tu la Liverpool gen nu aveai cu cine așa să transferi, adică cineva senzațional. Eu am în minte pe cineva pe care cred că l-ai transferat pe poziția de atacant acolo vârf. Dar hai că nu mai zic nimic. De vârf, hai că vedem. Hai că vedem. L-ai făcut și pe al doilea? Făcut pe toate. L-ai făcut pe toate? Da. Bun, mă, tata. Uite, au trecut 6 minute. Mă mișcă și eu mai rapid de asta. Bun, gata, hai, dă-i stop. Am luai F pe transferul ăsta. Am luat pe toate F, nu mă mai interesează. Hai, deci la tine eu am ghicit primul. Hai, ghicește tu primul la mine. Zic eu la tine, deci tu ai Manchester United. Da. Fii atent aici, ce-ți bag. La ligă. Trei în ce avem voie, da? Da. Arabia Saudită. Nu. Nu. Că zic că am făcut schemață. Premier League. Nu. Bă, tu... Încă o încercare. Și după aia trebuie să zici cluburi din toată lumea, practic. De capul meu. De capul meu. Seria? Nu. Bă, du-te, bă. Yes. Bă, ia uite și tu. Zi un club. Trebuie să zici un club. Real. Da. Jură-te. Da. Bă, fii atent, dar eu acum te dau pe asta.
Trebuie să ghicești jucătorul din prima, United, din prima. Cine are United? Benzema. Nu, este mă, bă. Tu, bă, bă, bine, bă, iar, eram sigur, eram sigur că să te gândești că să-l iau pe Benzema. Hai să zic pe cine am luat. Deci, Vinicius, am luat doi de la Real Madrid, deci aveai super șansă să ghicești Real Madrid. Nu cred. Ai ghicit bine rău Real Madrid. Am luat, ascultă-mă acum, Toni Kroos, care mie mi se pare că el stă super bine în tricoul celor de la Manchester United. Nu știu, părerea mea. Și al doilea jucător, am întărit acolo defensiva, Rudiger. Bam. Deci, bun. Am luat bine rău și pe postul de atacant, că tot ai zis tu de Benzema, am luat un francez, Mbappé, tată. Mbappé, ce oh. Sunt 300 de milioane. Era așa o variantă. Dar este că eu te duci chiar așa. Știi care era chestia? Că eu ți-am zis că, vai, că eu m-am gândit. Ce m-am gândit? M-am făcut cele mai basic alegeri și asta a fost. Te-am jucat, n-am ce să-ți fac. Hai să ghicești și eu acum la tine, ești gata? Hai, ia zi. Da, sunt gata. Hai să dau ligă, fii antenă. Fii antenă, ligă. Franța. Franța? Da. Franța. PSG. Da, mă. Acum e greu. Trebuie să dau jucători. Acum e greu. Trebuie să dau jucători. Acum e greu. Să dau jucători din prima. Asta e greu, că dacă avea mai multe șanse. Deci Liverpool, bă, vrei, bă, după părerea mea, ar avea nevoie de un atacant și m-aș gândi că poate l-ai luat pe Mbappé, dar nu o să zic deocamdată, Mbappé, că poate e prea... Ia, fi mai încolo, știi? E prea așa, Mbappé. Că, practic, Liverpool nu-l mai are nici pe Sadio Mane acum, el are pe Diaz și poate te-ai gândit să-l iei pe Neymar în partea dreaptă la poate. Salah... Nu cred. Poate că da, poate nu că nu l-ai luat pe Messi. Deci e ori Mbappé, ori Neymar. Și ca să las sorții să decidă, fii antena ce fac. Intru pe... De la roată, ia zi. Dau la roată. Nu cred, bă, uite la el. Wheel of Names. Fii antena aici. Fii antena că... Bun, deci Neymar, Mbappé. Să decidă sorții. Hai să vedem. Ori Neymar, ori Mbappé, 100%. N-ai luat pe altcineva dintre ăștia doi. E. A picat la Neymar. E Neymar? Nu e, tată, nu e. Era Mbappé? Da. Fa, bă, și am vrut să zic Mbappé. Mamă, mea, tu știi cum să tăie maloc? Firai tu de roată. De capul meu. Firai tu de roată, mai trădat roată. Și l-am luat și Mbappé. Ei alți doi. A? Care și alți doi? Ei alți doi sunt Tomori și Cucante. Bă, te-ai dus bine. Îmi place cum te-ai dus, da. N-am ghicit, aia e. Amândoi am fost aproape, adică am ajuns la cluburile alea, dar ce să faci până la urmă, na. Bă, eu sincer cred că e o echipă stelară, adică cu Tomori și cine mai ai? Kanté. Ce ai făcut? Da, eu m-am gândit. Că ce-am pe aici. Cred că o să mă nenorocești, dar n-ai de unde să știi, adică... Da, nu se știe. Și echipele mici, cum e în acest moment Manchester United, trebuie să recunosc, pot să facă surprize. Deci, na, eu zic că să mergem și să-i dăm drumul la simulare. Ha. Stai, mai fac pe aici un pic echipă. Gata, o făcui. Hai să dăm drumul la simulare. Să vedem ce o să iasă. Bun, băieți, am terminat și de simulat și eu și Aimen și haide să mergem să vedem cum ne-am descurcat, pentru că eu sunt foarte curios. Clar, tu ai avut echipa mai bună și hai, ia zi, pe ce loc ai terminat în campionat? Să drumăm așa. Zic eu. Zi tu, pe ce loc ai terminat? Bine, hai că zic așa. Campionat. Pierd campionatul la 3 puncte. Da? Ce loc? M-a bătut Chelsea, locul 2. Locul tu? Locul 3. Am pierdut la 6 puncte campionat. Mam. Da, Chelsea a fost peste mine, dar a fost peste mine și Manchester City, gen. Prima echipă a fost campion a fost Manchester City. Asta hai este. Hai și la cupe. Hai la prima cupă. Mă, ăștia au 3 cupe ăștia. Cum ai? Da, au multe, au Emirates și alea. Ia zi, Emirates, cum te-ai descurcat? Stai că mă intrasem pe alta. Emirates, am luat-o. Ai luat-o, eu am pierdut în semifinale. Ghici cu ce echipă? Cu Liverpool. Bun, da, m-ai bătut. Ai indirect m-ai bătut în semifinale. Și hai să vedem și în Chierebeo, ia zi. Acum intru și pe asta am câștigat-o, la penaltiuri cu Tottenham. Am pierdut și aici, nu știu unde am ieșit, dar... Dar bă, mai am încă una, pe aia nu ai FA Community Shield? Aia e super cupa, gen, nu mai... Aia nu se da, pune. Da, în orice caz, o luai și pe asta. Ai luat-o și pe aia? Da. Aia, lasă-mă, paci.
Ia zi în Champions League cum te-ai descurcat. Champions League, bă, rege, tătic, rege. Ai luat? Luai și pe ăsta cu Atletico, la penaltiuri. 3-3 în finală, 4-3 la penalti. Eu n-am ieșit din grupă. Nu cred. Am terminat pe locul 3 într-o grupă cu Malmo și Slack, Rock, Lack. Juventus pe primul loc, Malmo deasupra mea. În Champions League asta? Da. Apoi în Europa League am jucat cu Rangers, i-am bătut în runda preliminară. În 16-mi am jucat cu Olympic de Lyon, i-am bătut. În sferturi am jucat cu PSV, i-am bătut. Dar în semifinale am dat de compatrioții mei Leicester City, care m-au bătut cu 4-2 la general. Mă, ce s-a întâmplat? Ce ți-a făcut la echipă? Nu înțeleg. Transferuri proaste. Adică, bă, cu Mbappe, cu tot? Bă, restul echipei a fost la... N-ai ce să faci, în afară de Mbappe... Bă, tu vezi, eu luai tot, efectiv, tot ce se putea. Ai luat tot ce se putea. Da, asta face diferența. Asta a făcut diferența. Trei transferuri doar nu poți să aducă o echipă pe un alt, la un alt nivel cu alt... Gen, na, da, teoretic au avut să iei un avantaj că au avut să iei echipa din start, știi? Da, ai avut mai bună. Liverpool e top. Trebuie să recunosc. Liverpool și Manchester City. Dar uite, ia, vreau la mine în campionat Liverpool, gen, uite, dacă nu avea transferurile alea, la mine campionatul a terminat pe locul 8. Eu pe ce loc am terminat la tine? Manchester United. Ia, că nu mă uite. Mă uite să mai aici să văd care era goalgetter. Și Mbappé după 4-3 și ceva. Tu ești pe 3 după mine. Păi uite, eu am luat Manchester puncte. Ca idee a fost sus, dar uite, Liverpool la mine, echipa ta a fost pe locul 8. Da, ai făcut transferul mai bune, practic. Ia, și hai să mă uit și eu la Squad Hub să văd câte goluri au avut ai mei. Goluri... Bă, am venit forță. Eu, Kanté, mi-a Bruno Fernandes a avut mai multe goluri decât Mbappé. 29 de goluri a avut Bruno și 15 asisturi. Mbappé a avut doar 23 și 9 asisturi și a jucat la fel de multe meciuri ca rupsă. Și Fernandez. Nu înțeleg de ce a jucat atât de slab. Dădu 44 de boabe. Uite, Langa a jucat mult la mine. 55 de meciuri a jucat Langa. Mai bine jucă și Kanté 62 de meciuri. Și ce greșeală am făcut? Că îmi trebuia un right wing ca lumea, pentru că eu am avut... Băi, eu mă gândi, chiar acoperit toate pozițiile la care nu stăteam bine. Elanga, poate dacă aveam pe cineva în locul lui, era altă treabă. Asta e, ce să și faci. Boss, m-ai bătut, m-ai nenorocit, nu că m-ai bătut. La fundul gol, n-am avut absolut nimic. Asta e. Ce să și faci, nu poți să câștigi tot timpul. Și da, băieți, cam ăsta a fost acest episod. Nu uitați dacă v-a plăcut și mai vreți și alte părți de genul, tot cu Aimen, cu alte echipe, lăsați un like și un comentariu. De asemenea, să vă abonați la mine, să vă abonați la el, să verificați prima parte a acestui clip. Poate acolo, cine știe, mi-am luat revanșa. Da, boss, mersi mult că ai apărut și ce să mai zic, mai nenorocit. Hai, vă pupăm. Pa, pa, băieți.